Bună seara, bună seara, dragi telespectatori! Am o surpriză pentru dumneavoastră, nu suntem în reluare, suntem în direct. Am invitat o doamnă doctor neurolog, pe doamna doctor Mihaela Punga. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Și pentru că de multe ori primim SMS-uri seara la 9 la reluare, facem o excepție și astăzi avem direct și nu reluare la ora 9, da? Pentru că sunt oameni în casă, intră, e o oră mai înaintată și... Sigur, sunt mulți care vor să vorbească cu dumneavoastră, dar luăm SMS-uri, dragi telespectatori, nu telefoane în direct. Aveți telefonul afișat 0766-314582. Vom vorbi, așa cum scrie tema emisiunii, când mergem la neurolog. E adevărat, vorbeam cu doamna doctor, întâi mergem la medicul de familie de regulă, dar ne spune dânsa cel mai bine ca să nu vă povestesc eu că avem specialistul lângă noi. Doamna doctor Mihaela Pungan, medic primar neurolog. Sunteți neurolog. Mulți zic că, oleo, sunt bolnav cu capul, nu mă duc. Așa este. Neurologia este adeseori confundată cu alte ramuri ale medicinei, cum ar fi psihiatria sau psihologia. Neurologia este specialitatea care se ocupă cu bolile organice ale sistemului nervos, cu bolile creierului, ale măduvei spinării, ale nervilor periferici și chiar și a mușchilor. Aș vrea să vă întreb, nervii sunt în tot corpul. Oamenii poate cred că nervii sunt doar la cap. Zice, ai mă, ești nervos. Așa deci este. Ei conduc în tot organismul, comenzi? Peste tot în organism se află nervi, în sistemul nervos central, în sistemul nervos periferic, așa cum sunt vase peste tot, vase de sânge în tot corpul, la fel sunt peste tot și nervi și ei asigură împreună cu celelalte componente buna funcționare a organismului. Și comenzile care pleacă de la creier? Sigur, nu? Că există centrul de acolo din creier de unde se comandă tot ce se întâmplă în organism și creierul știe în orice clipă tot ce se întâmplă în organismul nostru, chiar dacă noi nu conștientizăm lucrul ăsta, el acolo lucrează și când suntem treji și când dormim, procesează toate informațiile care vin dinăuntru și care vin din afară și știe să dea comenzi adecvate între tuturor organelor până la cea mai mică celulă. Înseamnă că sistemul nervos e cel mai important din organism. Este important, toate sunt importante, nu putem trăi fără inimă, nu putem trăi fără rinichi, nu putem trăi fără ficat, dar într-adevăr fără creier nu putem trăi. Pentru celelalte organe există posibilități de transplant, pentru creier încă nu s-a găsit această posibilitate, pentru că în creier este sediul conștiinței, este sediul personalității persoanei respective și a identității sale ca individ. Și e locul de unde pleacă comanzile pentru celelalte organe. Așa este. Aș vrea să ne spuneți, doamna doctor Mihaela Pungan, ce boli sunt în arealul dumneavoastră, ca să zic da. Așa. Deci, omul ajunge la neurolog când? Da. Este important de știut pentru telespectatorii dumneavoastră și pentru toată lumea că... Sunt anumite situații în care ei trebuie să apeleze serviciile de urgență și nu să vină la medic, nici măcar la medicul de familie sau la ambulatoriu de neurologie și de asta vreau să discutăm despre lucrul acesta prima dată, fiindcă această educație medicală este foarte importantă și timpul în neurologie este foarte prețios. Se spune time, brain is time. Deci, sau time is brain, timpul înseamnă creier, este foarte prețios și de asta oamenii trebuie să știe când să apeleze 112, să nu meargă, să nu aștepte la uși, să nu meargă, să meargă cu mijloacele proprii de transport și aceste situații... Să nu se uite, zice, n-are doamna doctor program, mă duc mâine da, la cabinet sau la medicul de familie. Este foarte important să știe oamenii că orice deficit care apare brusc, de felul, pierderea conștiinței, primul loc. Deci omul și-a pierdut conștiința pentru prima dată, nu se știe bolnav de nimic, trebuie să apeleze serviciile de urgență și de acolo va fi îndrumat pentru că afecțiunea poate fi una neurologică.
pot fi și altele, da, afecțiunea poate fi neurologică, poate fi un accident vascular, poate fi o criză epileptică, poate fi un anevrins care s-a rupt. Lucrurile pot fi, se pot complica de asta. Este foarte important ca o pierdere de conștiință, prima pierdere de conștiință, să fie apelat serviciul de urgență 112. De asemenea... Pierderea de conștiință înseamnă a pica din picioare, cum zice nu omul. Nu neapărat. Pierderea de conștiință este când omul nu știe ce s-a întâmplat cu el. Nu mai este conștient. Când îl stimulezi, nu reacționează. Familia trebuie să știe că atunci când, sau oamenii, când văd un om care a căzut și care nu este conștient, trebuie să apeleze serviciile de urgență. Da? Nu răspunde la stimuli. Nu este conștient. Da? Că se confundă adesea cu căderea din picioare legată de alte lucruri sau cu așa zisele crize de psihogene în care omul nu își pierde cu totul conștiința, aude ce se vorbește. Deci nu intrăm în detalii acum. Pierderea conștiință când omul nu este reactiv, când nu răspunde la stimuli verbali, auditivi, dureroși. Da? După asta, și atunci sună la 112. Atunci se sună la 112. Este foarte, foarte important să se apeleze serviciul de urgență pentru că pot fi situații amenințătoare de viață. În al doilea rând, orice deficit care survine brusc, de exemplu, pierdere de forță pe un anumit segment, începând de la nivelul capului, la nivelul ochilor, la nivelul gurii, la nivelul feței, la nivelul membrelor, mâinilor, picioarelor, trebuie ca pacientul să nu aștepte să meargă la medicul de familie sau așa, trebuie să sune la servicii, pentru că poate însemna la fel accident vascular cerebral, în care timpul este foarte important. Chiar dacă în România nu sunt foarte bine puse la punct aceste servicii de unitățile de stroke, o să se facă și acest lucru în România și oamenii trebuie să fie informați. Și nu numai atât, dar cu cât ajunge mai repede la serviciul de urgență și este evaluat mai repede, cu atât lucrurile pot merge favorabil pentru acel pacient. Deci, încă o dată, orice deficit neurologic bun și instalat, manifestat prin pierdere de forță, pierdere de sensibilitate. Dar ce înseamnă pierdere de forță la nivelul feței? Pierdere de forță. Să explicăm. Pierdere de forță înseamnă, de exemplu, o pleoapă care a căzut, un ochi care nu mai este pe linia mediană și privește într-o altă direcție, brusc. Treaba asta s-a întâmplat brusc, dintr-o dată. O față, un obraz căzut, nu pot curge saliva, nu pot să mănânc, nu pot să fluie. Colțul gurii este tras într-o parte, este asimetrică, o față care nu este simetrică. La nivelul mâinilor nu pot să strâng, nu pot să ridic, nu pot să simt că parcă am forță mai slabă în mâna respectivă. După mine. Sau la membrele inferioare un picior care este mai slab. Lucru care s-a întâmplat brusc, dintr-o dată, fără să am niciun nicio durere înainte. Și nimic. Nicio durere și nimic premergător înainte. S-a întâmplat brusc, până acum un minut am fost bine, acum simt că ceva e, am o parte mai cu forță mai slabă. Bineînțeles, vorbim de amorțit și în același timp de deficite vizuale. Nu văd cu un ochi sau nu văd cu amândoi ochii, nu aud brusc, deci un deficit de auz brusc instalat, un deficit de vorbire brusc instalat, nu pot să vorbesc sau nu înțeleg ce mi se spune. Toate aceste simptome trebuie raportate urgent la serviciul 112 pentru că poate să însemne accidente vasculare cerebrale, cum spuneam, poate să însemne crize comițiale care la prima prezentare trebuie evaluate. Sunt și cazuri în care n-ai nicio durere, dar vezi că nu mai simți anumite părți ale corpului. Dar sunt și cazuri în care ai dureri foarte mari. De exemplu, la nivelul coloanei știm că sunt probleme neurologice și că foarte mulți oameni, după o anumită vârstă, au afecțiuni neurologice mai grave sau mai puțin grave în funcție de activitatea pe care o prestează. Sigur că da. Acum, în funcție de vârsta și de incidența afecțiunilor neurologice, în general, prezentarea în ambulatoriu a pacienților este
legată de durerile de spate. Cel mai mult pacienții se adresează neurologului pentru durerea de spate și pentru... Sau urologului, zic că îi doare, îi dor rinichii. Sigur, da. Așa, și pentru durerile de cap și amețeli. Durerea de spate, durerea de cap și amețelile sunt cele mai frecvente acuze cu care se prezintă pacienții la neurolog. Dar cam cât la sută sunt dureri de spate din toate afecțiunile pe care le întâlniți dumneavoastră la cabinet? Majoritatea sunt dureri de spate cu localizare lombară cel mai frecvent. Dar de ce? Durerea de spate... De ce lombară? Pentru că la nivelul coloanei lombare este centrul de greutate, acolo se așează toată greutatea trunchiului nostru și este zona de maximă tensiune și din cauza asta durerea de spate este cea mai frecventă, durerea lombară cu nivel L4, L5, L5 S1, acolo este cel mai frecvent. Procesul ăsta de degenerare a coloanei vertebrale începe după 25 de ani. Așa de vreme? Așa de vreme, da. Prin deshidratarea discurilor lombare. Deci când zice am hernie de disc, se referă la acele zgârciuri dintre vertebre, nu? Da, la acele inele. La acele inele dintre vertebre, care au un rol de amortizare a vibrațiilor, de susținere, de hrănire articulațiilor respective și procesul de îmbătrânire, cum s-a terminat tinerețea, începem să-și îmbătrânim, în procesul ăsta de îmbătrânire prin deshidratare, așa cum facem riduri pe față și ne stafidim, la fel și discurile dintre vertebre încep să se deshidrateze, încep să se stafidească, la unii mai mult, la unii mai puțin, în funcție de ce stil de viață duc și dacă muncim de copii, dacă ridicăm greutăți, dacă avem un stil de viață sedentar sau prea chinuit, prea activ, avem deci un risc mai mare. Deci orice exces nu e bun. Exact. Riscul prea mai mare stat, prea multă este muncă. De îmbătrânire mai rapidă a discurilor și de fragmentare, cu migrarea fragmentelor într-o parte și în alta sau pe linia mediană. Și durerea se datorează compresiunii rădăcinilor nervilor care ies printre vertebre și doare foarte tare. Hernia de disc, ceea ce vreau să înțeleagă telespectatorii, este cei cu ea, că atunci când auzim hernia de disc nu trebuie să ne speriem. Hernia de disc nu e ceva de speriat pentru că ea are mai multe stadii și în primele stadii, în stadiul ăla inițial la 25-30 de ani când începe durerea, care nu migrează nicăieri, stadiul 1, nu avem ce face decât să facem repau, să stăm liniștiți, să luăm o zi, două, un antiinflamator. Să mergem la medic. Să mergem și la medic, dar care să ne sfătuiască ce avem să de făcut. Da. Așa. În stadiul 2 începe să apară o migrare a durerii din spate spre o parte sau spre alta și care această dintre stadiul 1 și 2 timpul este relativ, pentru că dacă din stadiul 1 m-am apucat și am ridicat un sac de ciment sau am făcut nu știu ce efort, așa, poți să treci și de la o zi la alta. Așa. Sau un an de zile. Nu trebuie să treacă niște ani. Sau un an de zile, da. Deci în funcție de ce facem. Și în stadiul 3 apare amorțeala pe picior și în stadiul 4 apare lipsa de forță. Acest stadiu 4 al herniei de disc este stadiul în care, de care oamenii se tem, e stadiul în care pacientul este trimis către neurochirurg pentru intervenția chirurgicală doar când a apărut deficitul motor și nu mai devreme. Până atunci pacientul este tratat de neurolog chiar și când piciorul amorțește, chiar și când mâna amorțește, pentru că procesul de discopatie și degenerarea discală se produce atât la nivelul coloanei lombare, cât la nivelul coloanei cervicale, predominant la inelele C6, C7, da, la discurile C6, C7, C8, C1, să explicăm acolo, foarte clar, la nivelul omoplaților, la nivelul, da, la unde se îmbină gâtul cu trunchiul, acolo este punctul unde lumea zice, am aici ceva, am iese ceva, am o ieșire
prăjitură, am o cocoașă, am ceva acolo, da? Și bineînțeles că se manifestă la fel ca la picior, cu durere pe mână, cu amorțeală și în stadiu final cu lipsă de forță. Primele trei stadii, cum spuneam, sunt stadiile pe care le tratează neurologul în colaborare cu balneofizioterapeutul, cu kinoterapeutul, cu cei care fac masaj, recuperare. În stadiile dureroase, hiperalgice, se recomandă repausul. Pacientul este scos din câmpul muncii, activității, trebuie să stea liniștit. Chiar și statul înșezut cu greutatea trunchiului pe disc îl irită, de aia este bine să stea într-o poziție înculcată, doar pentru nevoile uzuale să se deplaseze. Și cât timp trebuie să stea așa? În funcție de cât are simptomatologia. 3-5 zile, depinde cât de tare îl doară și cât de intens și cât îl limitează, că de fapt organismul nostru e foarte inteligent și ne dă aceste semnale, e atâta timp cât doare, nu face acel ceva ce te doare, da? Da, spuneați de riduri. Unii mai dau cu o cremă, mai găsesc niște remedii. Da. Ce remedii putem să hidratăm discurile ca să nu din păcate degenereze? Nu există pentru discuri. Din păcate nu există. Nu le putem hidrata. Există acum, eu am și competență în medicină estetică și fac tratamente cu acid hialuronic și cu toxină botulinică și pentru cazurile medicale, dar și în distoniile neurologice și în bolile neurologice, dar și pentru estetică. Acest acid hialuronic care este atât de cunoscut în medicina estetică, se folosește și în ortopedie și în medicina somatică și în neurologie, în ortopedie, în hidratarea articulațiilor și avem o speranță că s-ar putea folosi și în rehidratarea discurilor și acum există terapiile astea așa cunoscute de lume, Dracula cu plasmă proprie și cu celulele STEM și mai avem speranță și aici vorbind despre chestia asta, dar până în momentul ăsta tot ceea ce contează este ca omul să facă o prevenție, să aibă un stil de viață moderat, adecvat. Adică să muncim moderat, să facem eforturi moderat, să nu fim sedentari, să facem și activitate fizică, bineînțeles, gimnastică. În perioadele dureroase să ne întoarcem, deci nu este recomandat să facem efort, trebuie să stăm liniștiți, să luăm tratament. După ce durerea trece, în perioadele antalgice, putem să facem masaj, kinetoterapie, gimnastică, toate aceste acțiuni care practic cresc circulația, care modelează musculatura lombară și care întăresc această rezistență a zonei lombare și a zonei cervicale, dacă vorbim de discopatii. Deci nu putem ajuta discurile, dar putem ajuta mușchii să susțină mai bine coloana și să nu rămână toată greutatea pe discuri. Sigur că nu? Da. Pentru asta este important să facem controlul greutății în același timp, să reducem greutatea dacă e prea mare. Să avem grijă, da, să ne încadrăm în parametrii greutății ideale pentru vârsta, sexul și ce alte patologii care se asociază. Să ne încadrăm în standardele parametrilor greutății, să nu facem excese de niciun fel, să nu stăm prea mult în șezut. Există așa zisa boala statului pe scaun, care nu este o poveste, există în realitate. Să nu ridicăm în poziții neadecvate, să ridicăm cu genunchii așezați și nu aplecați în față. Să contrabalansăm mereu greutățile, să nu ridicăm greutății mai mari decât putem face și suntem antrenați să facem. Să nu facem eforturi peste limita posibilității noastre. Să atunci când simțim că am obosit sau că doare ceva, că înțeapă ceva, să ne oprim. Asta spuneam, organismul este inteligent, el primește mereu aceste feedback-uri, aceste răspunsuri din corp și știe când ceva nu în regulă și ne spune să ne oprim. De multe ori zicem, nu mai fac, mai pot să mai fac și că trebuie să termin și că trebuie... că ajungem să pierdem timp și să cheltuim mai mulți bani decât câștigăm forțându-ne făcând acel lucru. Deci trebuie să luăm pauză la timp. Să luăm pauza la timp, da.
Și sigur vom fi mai câștigați și pe sănătate și pe venituri, dacă e să punem problema, că am câștigat mai bine dacă am muncit mai mult. Așa este, până la urmă, cost-eficiență, pierdem mai mult dacă nu ne ascultăm organismul decât dacă facem asta, că ce am câștigat cheltuind pe sănătate, iar un lucru reparat, din câte știm, nu mai este ca înainte. Corect. Este un lucru reparat. Și mai e o problemă că hernia de disc nu putem să spunem că se vindecă, adică, domne, mă operez și gata. Am scăpat de ea toată viața. Iarăși asta este așa o prejudecată și o preconcepție. Oamenilor cred că dacă se operează, sunt vindecați. Hernia de disc poate recidiva, hernia de disc și sunt, eu personal am foarte mulți pacienți care nu au avut grijă, care nu au ascultat sfatul medicilor și au continuat cu același stil de viață anterior operației și care au ajuns să se reopereze de 2 sau de 3 Tocmai, ori. Zice, băi, nu mi-a reușit operația, iar trebuie să mă operez. Și dau vina pe medic. Așa este. Din păcate, contează și în ce stadiu se duc la operație. Sunt mulți pacienți care, de teamă, nu se duc la timp. Aici trebuie iară să spun un lucru foarte important, că atunci când apare deficitul motor, lipsa de forță la picior sau la mână, la picior se manifestă cu imposibilitatea statului pe vârf sau a statului pe călcâi, depinde de inelul care este afectat. La mână, la fel, nu pot să ridic mâna, nu pot să... n-am forță în ea. Timpul aici nu este chiar foarte limitat, dar e bine să nu depășim 4-6 săptămâni, pentru că recuperarea va fi mai îndelungată și acel deficit, acea lipsă de forță se va prelungi. Deci cu cât mergem mai repede, cu atât e mai bine. Încă un semn, că asta e o poveste drăguță, am avut o doamnă, o pacientă tânără de 45 de ani, care a venit la mine, așa că a insistat medicul de familie să o văd, și mi-a spus că a durut-o foarte tare piciorul până o săptămână în urmă și acum nu mai doare, nu înțelege de ce o trimite medicul la mine. Și dacă i-a trecut. Da, am pus-o să stea pe vârf și pe călcâi și nu a putut să stea pe călcâi. Pe călcâi avea hernie de disc L4-L5. Nu a conștientizat care trebuia operată. Nu a conștientizat această lipsă de forță, că e o lipsă de forță minoră, minimă. A zis, am remarcat eu că parcă nu mai merg înainte, că parcă mă împiedic. Dar am fost bucuroasă că nu mă mai doare. Și am zis, acum asta este indicația clasică de intervenție chirurgicală, acum trebuie să mergeți. A fost tare neîndumerită în final, după ce s-a întors, dar înțeles, mi-a dat dreptate. Dar este semnul clasic, deci când apare lipsa de forță, cam dispare durerea și omul nu-și mai dă seama și ajunge târziu la operație. Nu mai e ceva urgent, adică dacă nu mă doare, da, să mă operez. Dar durerea este acel semnal că încă nervul este integru și că încă este bine. Deci că și încă... se poate ajunge la pat. Și se poate ajunge la pat. Definitiv. Se poate ajunge și la pat definitiv în stadiile neglijăm, severe. Da, se poate. Asta este complicația, să zicem așa, cea mai tardivă. Maximă. Da. Avem mesaje. Întreabă cineva ce trebuie să faci atunci când te doare capul, cu ochi, cu tot. Una din întrebări, o să le răspundem pe rând. Atunci când doare capul cu ochiul tot, în primul rând mergem la medicul de familie, bineînțeles, care va efectua un examen general și dacă durerea este o durere cronică, veche, medicul de obicei va orienta pacientul întâi pentru medicul de familie, pentru o radiografie craniană simplă, pentru că poate fi vorba despre o sinuzită frontală sau maxilară, poate fi vorba în funcție de examenul pe care îl face medicul generalist, medicul de familie, poate fi vorba de o afecțiune oculară, poate fi vorba de un glaucom, poate fi vorba aici nu are legătură cu vârsta, pentru că se pot manifesta la orice vârstă. Deci de patologia ale feței, ale organelor feței, ale ochilor, ale sinusurilor, poate fi vorba și într-adevăr și de afecțiuni intracraniene, dar mai puțin frecvent când este vorba de durere cu ochiul tot. Se asociază și alte simptome și cel mai bine prima dată să se adreseze medicului de familie, care va face niște investigații sumare și în funcție de aceste investigații, examen anamnezic,
anamneză, examen clinic general, o radiografie de craniu, câteva analize de laborator, va ști în ce direcție să îndrume pacientul, pentru că el face această triere. Este de neurolog, este de oftalmolog. Deci nu luăm algocalmin și trebuie să ne treacă. Trebuie mers la medic. Pe moment, ca să rezolvăm situația, da, dar nu amânăm. Nu amânăm această deci situație. Trebuie să mergem la pentru cauză. Că poate să, da, că poate să ascundă totuși lucruri grave, cum ar fi, de exemplu, glaucomul. Este o afecțiune importantă și durerea de ochi. Aici este semnul caracteristic și durere de cap. Tatăl meu are dureri mari de cap în zona cefei. Ce ar putea fi și dacă există remediu? Da, sigur. Fiind vorba de tatăl cuiva, e un mesaj, e vorba despre, despre o persoană mai în vârstă. Posibil. Și de obicei durerile din zona cefei, cele mai frecvente sunt cauzate de patologia vertebrală, de spondiloza vertebrală, de nevralgia occipitală, care este ce dată... Ce înseamnă? Da. Înseamnă că din cauza modificărilor de îmbătrânirea coloanei cervicale, nervii care pleacă de la nivelele superioare ale gâtului și care asigură sensibilitatea cefei, a scalpului din partea posterioară a capului, devin dureroși. Și apare acea senzație permanentă de durere la ceafă. Deci tot discurile sunt de vină? Tot discurile. S-au presat sau ce? Nu numai discurile, și vertebrele, că vertebrele fac între ele niște ciocuri care se cheamă osteofite. De ce se fac acele? De ce se fac ciocurile? De ce se fac ciocurile astea? Asta e o poveste lungă și drăguță, așa, pentru că noi ne recreăm mereu. Și toate celulele din corpul nostru se recrează și osul se remodelează. Ei, în timpul vieții, remodelarea asta și repararea asta nu se mai face ca în copilărie, se face cu defecte. Și acele osteofite sunt aceste defecte de refabricare a osului din cauza traumatismului, a vibrației, a presiunii, a vieții în general. A faptului că stăm pe birou și scriem. A vieții de zi cu zi, a trecerii timpului. Că nu deci, toți fac. Noi ne refacem. Mereu toate țesuturile se regenerează. Dar această reparare... De ce unii fac aceste osteofite și alții nu? Pentru că unii au o viață mai activă, unii muncesc în aer liber, unii fac activități mai intense, unii moștenesc această regenerare cu defecte, deci nu, această reparare nu se face chiar cum trebuie și este o treabă moștenită și apare acest proces global de spondilartroză, care implică atât vertebrele, coloanei vertebrale, cât și discurile. Ce trebuie să facă, zice, dacă există remediu? Există remediu, sigur că există remediu și nu este condamnat la suferință. Este, poate să vină la neurolog, poate să meargă la reumatolog, la balneolog, dar la fel deci indicația și recomandarea mea este ca prima dată să meargă la medicul de familie, că el este cel care face acest triaj. Nu trebuie să și stabilește la ce specialist trimite... de familie. La fel, durerea occipitală poate fi datorată hipertensiunii arteriale, care este foarte importantă atât la o persoană în vârstă, cât și la o persoană tânără. Nu înseamnă că putem face hipertensiune numai dacă suntem în vârstă. Există și excepții și persoane tinere care fac hipertensiune și durerea de la nivelul cefei poate fi dată de o hipertensiune, de valori ale tensiunii arteriale mari, netratate. De asta adresarea la medicul de familie este foarte importantă. Examenul clinic general, tensiunea, pulsul, examinarea zonei respective sunt lucruri care te ghidează și nu trebuie să vină prima dată la neurolog. Am înțeles. Revine persoana care a trimis acest mesaj. Dumneavoastră spuneați că cam care ar putea fi vârsta, adică spuneați dumneavoastră că poate fi o persoană mai în vârstă. Zice, are 45 de ani tatăl meu, îi mulțumesc din suflet doamnei doctor, o seară frumoasă. Deci la vârsta de 45 de ani îl doare ceafa? La 45 de ani? Nu. Ba da, este mesajul cu zona cefei, da. Da, la 45 de ani poate fi atât pot fi atât boli din sfera cardiovasculară, cum spuneam, hipertensiune arterială, care începe să apară în jurul acestei vârste și bineînțeles și bolile artrozice, spondilartroza, discopatiile cervicale. De asta doamna sau domnișoara trebuie să știe că
Trebuie să se adreseze sau domnul, întâi, sau domnul să se adreseze întâi medicului de familie, de familie, care va face această triere încotro-încătre, investigații, către specialitate. Se fac niște investigații bazale la nivel de cabinet de familie și va trimite pacientul către specialitatea pe care în urma examenului clinic și al investigațiilor practice pe care poate să le facă medicul de familie și acum din ce în ce mai multe că cu nou contract cadru care este acum la dispoziția medicilor de familie pot să recomande mai multe analize în laborator. Din păcate nu sunt și foarte mult compensate, normal, la cât contribuim la bugetul stat, bugetul sunt pentru sănătate. Sunt de acord cu asta, așa este. Dar, și se stă mult, adică omul când e bolnav, parcă ar vrea să-și poată face analizele atunci, să beneficieze de această reducere. Dar nu ține de dumneavoastră și de puterea dumneavoastră de a rezolva. Și eu aș vrea să se întâmple același lucru, pentru că și pe mine mă deranjează lucrul ăsta. Să-i spuneți pacientului, știți, n-avem plafon. Da. Este cel mai vă programez pentru luna viitoare. E cel mai mare stres. Deci este singurul lucru și singurul stres pe care l-am, că trebuie să-i spun pacientului că trebuie să aștepte, că depinde de plafonul de casa de asigurări, că din punctul meu de vedere, acum, astăzi, aș face tot ce trebuie. Dar... Din păcate, un alt mesaj care își dă și o persoană care își dă și numele și asta e foarte bine, Vio Călina, respect, sunt reoperat, aveți dreptate cu respect. Are dreptate, aveți dreptate, deci s-a mulțumesc, reoperat. Mulțumesc, îmi pare rău că am dreptate. S-a reoperat de hernie de disc, am înțeleg. Am dreptate pentru că... Deci hernia de disc este într-adevăr o problemă a organismului care înaintează în vârstă. A organismului care înaintează în vârstă și care este numai atâta cât care este supus unor eforturi și stresuri neadecvate. Am și copii tineri, am un pacient de 19 ani care a lucrat într-un domeniu în care trebuia să ridice multe greutăți și la 19 ani a trebuit să se opereze de hernie de disc pentru că i-a paralizat piciorul, avea hernie de disc L4, L5. Foarte greu pentru mamă și pentru el să înțeleagă lucrul ăsta că, uite, la 19 ani trebuie să se opereze de hernie de disc. Dar ce greutate putem ridica să nu riscăm o hernie de disc la o vârstă tânără? Că deja la o vârstă înaintată trebuie să scădem greutățile pe care le ridicăm. Ține foarte mult de antrenamentul persoanei respective. Pacientul respectiv lucra într-un domeniu hotelier, restaurant, ridica multe lăzi, multe greutăți de felul ăsta, iar modul de ridicare era, bineînțeles, din a plecat și smuls. Deci și incorrect da, poziția și, corpului. Stat foarte mult în picioare și ridicat foarte multe greutăți. Chiar și pacienți care, apropo, deci trecerea asta rapidă dintr-un stadiu în altul de care vorbeam, pacient care, o veche suferință, îl durea din an în Paști spatele, cum ne doare pe fiecare, și eu am hernie de disc, da? Am doi copii. Și trăiesc cu ea conviețuiți? Am doi copii și... Să vă trăiască. I-am cărat în brațe, i-am cărat pe șold și am făcut hernie de disc. Și n-ați am hernie de disc L4, L5 și mi-amorțește piciorul și nu-i dă operat, că încă e în stadiu 2/3 acolo. Mi-amorțește din când în când, mă doare din când în când. Acum au mai crescut copiii și uite, pot să am grijă să nu-i mai ridic, dar... Dar este, asta spuneam, că este o afecțiune frecventă și femeile cu atât mai mult, pentru că musculatura lor nu este atât de dezvoltată ca a bărbaților. Bărbații, prin factorul de risc profesional, că ei sunt expuși unor eforturi în profesie de a face eforturi mai mari decât femeile și se antrenează mai bine. Pe altă parte, iar femeile, din cauza sarcinilor, a adusul copilor în brațe, a muncilor casnice, dar... fiecare cu factorii lui de risc este destul de egală totuși distribuția așa pe sex în ceea ce privește hernia de disc. E egalitate la, este egalitate la capitolul ăsta. Dar vreau să vă întreb, în momentul în care ai făcut hernia de disc prima etapă, spuneați dumneavoastră, așa. Da? Indiferent de vârstă, să zicem la 25, la 19, Doamne ferește, la... Până la pareză, da. Deci... A, așa.
dacă am făcut în prima fază hernie de disc, până murim, o facem până la operație sau putem trăi cu ea dacă avem grijă de coloană, da, liniștiți? O întrebare foarte bună. Adică trebuie să se teamă omul că ajunge la operație, nu, garantat până la sfârșitul vieții? Nu, trebuie să se teamă că ajunge la operație, că dacă din momentul în care afla care hernie de disc și conduce viața în așa fel încât să aibă grijă, să trăiască moderat, adecvat, să muncească cu acea limită pe care spuneam că ne-o dă chiar organismul. Deci trebuie să ne ascultăm noi pe noi. Atunci nu este obligatoriu să ajungem la hernie de disc. Am un pacient care are o funcție importantă de conducere, dar și-a ajutat colegii și a ridicat un fax greu. Și a doua zi era de operat, că de asta de el fără să fie avut înainte din stadiu, nimic. Deci un pacient cronic cu episoade rare de durere de spate. Avea o hernie cronică. Avea hernie de disc, cum avem aproape toți după vârsta de 30 de ani, cu durere rară, dar care după, în urma efortului respectiv, într-o săptămână a trebuit să meargă să se opereze, pentru că discul s-a dus median și comprima canalul rahidian și a trebuit să se opereze, chiar dacă nu avea pareză de picior. Deci discul a migrat median și avea durere foarte, foarte mare, care nu ceda la medicamente uzuale, și nu avea altă șansă decât să se opereze. Nu există altă șansă. Ar trebui să vorbim așa un pic de procedurile prechirurgicale, pentru că acum avem la dispoziție și lumea cred că a mai auzit despre nucleoplastie. Nucleoplastia este o intervenție radiologică, este efectuată atât de către neurochirurgi cât și de către medicii radiologi cu competență în această intervenție. Și care înseamnă ce? Și care înseamnă că la un pacient cu suferință lombară, cu durere frecventă, care fără să migreze discul, care să necesite tratament îndelungat și care nu mai își poate trăi viața într-un mod adecvat și îl scoate cât de cât din câmpul muncii, nu poate să-și vadă de treabă. Adică îl presează pe nerv, cum îl ar veni. Îl presează pe nerv, da. Și condiția este ca nervul fibros care învelește acel disc să nu fie rupt. Deci, acest disc este format dintr-o substanță gelatinoasă și un sac care îl înverește. Se cheamă inel fibros și care ține acest gel. Da? Gelul ăsta de care vorbeam noi, că se deshidratează și se fărâmițează. Inelul fibros, sacul lui, să nu fie rupt. Și atunci se poate face această nucleoplastie, care înseamnă introducerea unui ac mai gros, care practic rezolve partea de hernie, partea din disc care apasă pe rădăcina nervului, și numai în felul ăsta nu mai apasă pe rădăcina nervului, nu mai doare, nu Dar mai ce comprimă. Face acul acela? Acel ac, practic, introducându-l acolo în disc, dizolvă și absorbe acea porțiune de hernia discului. Adică bucățica aia acea care bucățică. În loc să deschidem cu bisturiu și să o scoatem clasic, introducem acel ac, aspirăm acea parte de hernie, se introduce o substanță de cimentare care stabilizează discul. Riscul de recidivă este mai mic, e o intervenție elegantă, pentru că practic... Și mai puțin dureroasă după operație. Nu e o operație în sine, e o intervenție. După intervenție, așa, pentru că operațiile sunt foarte dureroase după. Sunt, ca orice și operație. Și eu spun din proprie inițiativă, din proprie experiență, dragi spectatori, că sunt operată de hernie de disc. Da. Am un defect. Mai multe, stați liniștiți. Mai avem mesaje, da, și aș vrea să încercăm să le luăm, pentru că trece timpul foarte repede. Îmi am multe călcâiuri stâng și degetele la mână. Ce trebuie făcut? Trebuie să meargă la neurolog. Trebuie să vină la neurolog, pentru că această persoană are o discopatie, probabil cervicală și lombară, și trebuie să vedem cum manageriem mai departe situația. E de operat? Este invitația noastră, nu. Părerea noastră? Nu. Deocamdată nu, dar trebuie să luăm acele măsuri să nu ajungem la operație. Foarte important. Da. Spuneați dumneavoastră că dacă stai pe vârful și pe picioare, nu te operezi. Da. Deci, dragi telespectatori, dacă vreți să știți dacă trebuie să vă operați de hernie de disc, încercați să stați pe vârfuri
Și apoi pe călcâie. Și foarte important ca lucrul ăsta să nu fi, de să nu fi trecut mai mult de 4-6 săptămâni, că dacă au trecut mai mult de 4-6 săptămâni, deja operația este tardivă și nu mai recuperează acel deficit. Da. Da, timpul și aici e important, dar nu atât de important ca la accidentul vascular cerebral. Am înțeles. Da, dar și la nervii periferici timpul nu este atât de important. Adică nu că mor, dar dacă rămâi la pat e mai rău. Este, este. Și cum spuneam, nu dai pe mere ce ai pe pera. Exact. Mai avem un mesaj. Soțul meu a avut un accident, a căzut de pe o scară, a făcut hematom pe creier care s-a tras prin tratament, dar a rămas cu crize epileptice, pentru care ia tratament. Are 46 de ani și nu mai are servici. Se poate pensiona? Da. Da? Da. Ce trebuie să facă? Ca să se poată pensiona? Să meargă la neurologul la care este dispensarizat și să solicite documentație în acest sens. Și da. Neurologul poate să-i facă documentația, da. Și merge cu el la comisie. Da. Da. Uite că am avut dreptate, trebuie să facem emisiunea seara la 9 ca să avem SMS-uri. Un alt mesaj, am 3 hernii de disc de 7 ani. De ceva timp au început să mi se umfle picioarele, mai ales dreptul. Mulțumesc, Daniela. Problema cu umflatul picioarelor nu este legată neapărat de hernia de disc. Dar poate fi? Rare ori. Nu prea are legătură cu hernia de disc. Deci în hernia de disc, de obicei, sunt durerile care sunt pe teritoriul discului afectat. La nivelele superioare amorțește partea anterioară a coapsei, la nivelele de mai jos, L4, L5, L5, S1, amorțește pe picior până jos sau pe spatele piciorului, pe partea posterioară a piciorului. Sau doare? Prima dată doare, după care durerea însoțită de amorțeală. Amorțeală care poate să fie din când în când sau poate să devină permanentă. Amorțitul picioarelor, umflatul picioarelor de obicei poate să fie legat de alte probleme de stază. Dacă doamna stă mult în picioare, posibil să aibă insuficiență venoasă, pe lângă problema cu herniile de disc, sau afecțiuni cardiace, sau o problemă de drenaj limfatic, sau dar cel mai frecvent la o femeie care probabil că are o muncă, ori stat în picioare, ori stat pe scaun mult, probleme de umflat al picioarelor sunt legate de insuficiența venoasă. Și aici și ce se poate face? Ce trebuie făcut? Adică trebuie să faci ceva. Da, sigur că da. De obicei, în județul nostru, pacienții se adresează cardiologului, internistului în problemele astea de stază venoasă. În situațiile în care sunt varice hidrostatice mari, se intervine chirurgical. Și dacă nu și totuși se umflă picioarele? Dacă nu e insuficiență venoasă și se umflă picioarele, pot fi alte afecțiuni, afecțiuni endocrinologice, pot fi afecțiuni abdominale. Deci trebuie investigații amănunțite, da, ca să se stabilească cauza. Cauza. Da. Bun, timpul s-a epuizat al emisiunii, dar mai avem 2 mesaje. Depășim un picuț regia timpul de emisie, pentru că o facem în interesul cetățeanului. Ne va ierta ce ne au, cred eu. Deci o să depășim puțin timpul de emisie. Am fost acum 2 ani la doamna doctor, este foarte bună profesionistă, Nicolae. Mulțumesc. N-am aranjat SMS-urile, dragi telespectatori. Mulțumesc, mă bucur și mă străduiesc să fac tot ce e mai bine pentru pacienți și așa cum un profesor drag din facultate ne spunea să tratați pacienții ca și când ar fi rudele voastre sau voi înși vă, eu așa mă străduiesc să fac. Asta și mă bucur că oamenii bine simt asta. Da, mai ales că breasla medicilor de multe ori și în general este hulită. Dacă există un pacient care își dă prenumele și nu are niciun interes, vă dați seama, să spună că sunteți un profesionist și așa. Toate domeniile sunt tot felul de oameni. Da, și corect. Chemați și mai puțin chemați. De Dumnezeu la meseria respectivă. Sigur că da. Iar foarte mult se fac medici pentru că se câștigă foarte mulți bani în diverse feluri. Acum să vă spun, asta e chiar o discuție.
Medicina trebuie făcută din vocație și nu cu gândul să câștigi bani. Dacă ești bun și în ceea ce faci, ca în orice domeniu, banii vin singuri, nu-i trebuie să-i ceri sau să-i Da, chemi, că corect. ei vin. De Dacă asta dumneavoastră ați ales faci în plăcere. să fiți medic cu cabinet privat. Oamenii au posibilitatea să aleagă, da? Da. Și ați riscat, pentru că oricum omul când plătește la cabinet, că vine de la casa de asigurări, că plătește toți banii, că nu mai așteaptă. Vreau să știe pacienții că la cabinetul meu, când vin cu bilet de trimitere și așa cum spune legislația, oamenii nu plătesc absolut nimic, pentru că așa este legea. Eu am contract cu casa de asigurări, pacientul vine cu bilet de trimitere, primește rețetă, primește scrisoare medicală, primește concediu medical, primește bilet de trimitere la investigațiile necesare, indiferent că RMN-ul are sau nu are fonduri sau că laboratorul este liber să se ducă unde dorește, pacientul este liber să-și aleagă atât medicul cât și unde dorește să-și facă investigațiile paraclinice. E adevărat că în Corj există un singur RMN la care Cel cu de la care avem spital. contract, da, și dând eu bilet de trimite, doar acolo avem contract prin casa de asigurări. Dacă vor să se ducă în alte județe, trebuie să-și ia bilet de trimitere de la specialiști din județele respective. Dar este foarte important, la orice medic specialist în contract cu casa la care îi duceți bilet de trimitere, nu are dreptul să vă ia coplată sub niciun pretext, sub niciun motiv. Pentru serviciile Pentru contractate cu casa serviciile. de asigurări, pentru serviciile contractate cu casa de asigurări, referatele către Comisia de Handicap, către Comisia de Adică Expertiză a prestația Capacității de dumneavoastră ca Muncă, și consultație, ca da, și referat pentru nu, comisie? referatele pentru comisii nu sunt decontate de casa de A, asigurări. nu. Referatele pentru Comisia de Handicap și de Expertiză a Capacității de Muncă sunt plătite și omul primește bon de casă, chitanță și așa mai Păcat că departe. nu sunt... Păcat că nu sunt decontate, dar nu e vina dumneavoastră, n-are rost să pierdem Casa timpul. de asigurări nu dorește să deconteze așa ceva. Și nu este... Să nu comentăm. Da, nu Că pierdem comentăm. timpul și oamenii Așa e. vor să Nu știe comentăm, Carmen. multe lucruri de la dumneavoastră. Așa e. Așa. Doamna doctor, vă mulțumim că ați venit la noi în oraș Și eu vă mulțumesc. și pentru că aveți atâta răbdare cu noi. Sunteți cel mai bun neurolog. Vă mulțumesc tuturor telespectatorilor și probabil că sunt pacienții de mei. Vă mulțumesc. Persoana care spunea că îi amurte călcâiul stâng și degetele la mână spune unde o pot găsi pe doamna doctor, un număr de telefon, ne pare rău, nu putem să facem asta că se cheamă publicitate. Puteți să sunați, să zicem, în 10 minute și dacă doamna doctor este de acord, vă vom recomanda. Nu putem spune asta pe post acum, da? Deci nu facem publicitate cabinetului doamnei doctor, ci facem servicii pentru dumneavoastră, telespectatorii, ca să primiți informații prin intermediul televiziunii. Informații despre bolile pe care le aveți de la un medic neurolog care a venit aici în calitate de specialist și nu ca să facă publicitate cabinetului. Asta este motivul pentru care nu am spus nici unde se află cabinetul, nici cum se cheamă, ci doar numele doamnei doctor și atât. A venit în calitate de specialist să vă ajute să știți ce trebuie să faceți în primul rând, da? Și vă rog să nu sunați, da? SMS-uri. Bun, persoana care spune că are 3 hernii de disc de 7 ani și că a început să se umfle picioarele, revine cu SMS-ul și zice așa: da, sunt și dureri. Iau Milgama de 6 luni, aș dori o consultație la doamna doctor. Vorbim mai târziu. Sigur. Altfel se cheamă că facem publicitate și nu putem face asta în timpul unei emisiuni. Bun. Următorul mesaj. Iar o persoană care spunea că soțul a căzut de pe scară, îmi cer scuze că zâmbesc, că nu trebuia pentru că vorbim de cazuri de oameni bolnavi. O persoană care a dat întâi un mesaj și acum spune că vrea să ia legătura cu dumneavoastră. Mă bucur că am adus un medic
care prezintă interes pentru dumneavoastră, dragi telespectatori, dar în emisiune nu putem face decât atât, să dăm niște recomandări pentru ce trebuie să faceți prima dată, după aia când mergeți la medic, la cine mergeți, ce puteți crede despre ceea ce aveți și în primul rând să aveți curaj să mergeți la neurolog și la când vă trimite medicul de familie. Da. Pentru că prima dată mergi la medicul de familie și dacă te trimite la neurolog și spui nu mă duc eu că nu-s nebun, ai pierdut. Asta încercăm să vă convingem, dragi telespectatori. Mergeți la neurolog și nu vă faceți de râs, garantat. Sigur că da. Dacă pacientul are durere de spate, dacă are durere de cap, brusc instalată sau durere cronică care se schimbă și medicul de familie, după ce s-a consultat cu medicul de familie, îi recomandă să meargă. Sigur că da, pacientul trebuie să se adreseze. Încă o dată, insist asupra situațiilor de urgență. Pierderea de conștiență, apariția bruscă a unei lipse de forțe, a unei lipse de sensibilitate pe o anumită parte a corpului, a unei tulburări de vedere brusc instalată, a unei tulburări de limbaj brusc instalat, atunci, a unei amețeli brusc instalat, cu vărsătură, cu stare gravă, 112. Deci insist pacienții că de multe ori vine lumea la cabinet, pacienți care sunt urgențe și care vin în ambulanță și spun că nu au bilă de trimitere sau că nu... Sau nu au programare și automat... Și de multe ori la urgență, făcând gărzi, am primit pacienți care nu erau de urgență, dar care vin la urgență, iar cine trebuie să vină la urgență, nu vină la urgență și stau cu accidente vasculare acasă sau în situații în care sunt neajutorați. Acum, într-adevăr, sistemul sanitar din România trece prin niște schimbări și e destul de bulversat, iar lumea nu mai știe ce are de făcut. Uneori, și eu ca medic, că pot să zic că am nedumerit și mă simt pierdută în tot ce se întâmplă, pentru că se schimbă lucrurile așa de pe o zi pe alta. Luna asta s-a legiferat un alt contracadru, o altă lege, trebuie să învățăm lucruri noi, dar oamenii trebuie să știe când e urgență și când poate să stea. Deci, urgență, pierderea de conștiență, deficit brusc, motor, lipsă de forță, lipsă de sensibilitate, pierdere vedere, pierdere de auz, pierdere de limbaj. Deci, neapărat, nu amețeală foarte intensă, brusc instalată, pierdere de, nu poți să înghit brusc, deci nu poți să înghit brusc, nu poți să respiri brusc, 112, nu, durere în piept bruscă. La fel cu infarct miocardice, pacienții stau acasă. Nu mai luăm SMS-uri, mai avem unul care l-am primit. Deja am depășit timpul de emisie. Despre migrene, are legătură cu neurologia? Migrena, atât. Sigur, atât mai vreau să vorbim. Nu mai luăm SMS-uri, dragi telespectatori. Migrenele sunt tratate de neurolog, este apanajul nostru, este una dintre cauzele frecvente pentru care pacienții vin la cabinetul de neurologie și discutăm când doriți, extindem subiectul. O altă emisiune. Dar ca să știe telespectatorii, vreau să traduceți cuvântul migrene, ca să știe că poate mulți nu știu ce înseamnă, cine are migrene știe deja că se cheamă așa. Da. Migrenele așa din vechea greacă, cum traducem noi, înseamnă durere pe jumătate de cap. Durerea poate fi într-adevăr pe jumătate de cap, dar se poate bilateraliza, să fie pe amândouă părțile de cap. Migrenele pot fi însoțite de aură, în care avem simptome de felul greață, vom, turburări, deficite neurologice, chiar uneori amorțel sau sunt și așa zise numite migrene hemiplegice, în care omul poate să aibă chiar deficit neurologic să mimeze un accident vascular cerebral, dar patologia migrenoasă este foarte complexă și o să discutăm data viitoare, pentru emisiune, că da, este foarte interesantă și frumoasă. Și migrenele au un caracter recidivant, migrenele survin la un anumit interval, migrenele țin un anumit timp, au niște caracteristici, cine le are știe foarte bine. Dacă s-a ocupat. Dacă s-a ocupat. Dacă ia doar un algocalmin... Femeile aici, diferențele, că femeile sunt predispuse la patologia migrenoasă și bărbații au durerile lor de cap, dar un pic diferite, se încadrează tot în cefalei, uneori chiar și migrene, dar migrena este apanajul de obicei a sexului feminin.
Tratamentul este unul într-adevăr specific și despre care trebuie să discutăm, că lumea iară nu știe. În funcție de numărul de migrene, se tratează atacul, se face o profilaxie a numărul migrenelor. E clar, sunt niște avem treabă de multă viață. Împreună. Da. Dar, doctor, mai veniți la noi, înseamnă, la emisiune. Cu plăcere, sigur. Cu mult drag, dragi telespectatori, mulțumim pentru atenție. Ne pare rău că emisiunea n-a fost un pic mai lungă ca să putem discuta mai multe, dar vom face o revenire asupra problemelor neurologice pentru dumneavoastră. Mulțumim! O seară bună! Cu plăcere, numai bine! O seară bună, dragi telespectatori! Tare.